Mamifere marsupiale. Resurse educaționale pentru clasa a 5-a. Mamiferele marsupiale sunt o grupă de mamifere inferioare ce prezintă în partea anterioară a abdomenului un marsupiu, adică o pungă sau un buzunar tegumentar unde își vor continua dezvoltarea puii imediat după naștere. La furnicarii australieni, marsupiul poate lipsi. Capul este relativ mic raportat la dimensiunea corpului. Cele mai mici marsupiale sunt șoarecii marsupiali, iar cele mai mari sunt unele specii de canguri. Unele marsupiale pot ajunge să trăiască și 25 de ani. Glandele mamare sunt localizate în punga marsupială sau sunt libere la exemplarele de marsupiale fără buzunar. Cangurul poate cel mai cunoscut dintre mamiferele marsupiale și simbol al continentului australian. La unele specii, înălțimea poate depăși 2 metri, iar greutatea peste 120 de kilograme. Culoarea blănii variază și ea mult în funcție de specie, putând fi cenușie, gălbuie, brună, roșcată. Este erbivor și plantigrad. La naștere, puii sunt orbi, golași și incomplet dezvoltați. În marsupiu își vor continua dezvoltarea timp de 7-9 luni. După câteva luni, părăsesc marsupiul și pasc alături de adulți, dar, la cel mai mic pericol, revin în marsupiul mamei. Realizați o planșă sau o prezentare multimedia în care să descrieți un alt mamifer marsupial decât cangurul. Spor la lucru!